În taina munților Apuseni, în țara moților sau a țării de piatră, cum se mai spune, un loc neasemuit de frumos aflat chiar în inima țării, bătrânii, aceste nesecate izvoare de legendă, povestesc despre o vâlvă a minelor. Un fel de umbră care însoțește destinele oamenilor sortiți să trăiască în preajma comorilor, a căror identitate s-a pierdut în negura vremurilor. În preajma minelor de aur și argint, din munții lui Horea Cloșca și Crișan și ai lui Avram Iancu. Cel mai adesea vorbesc despre vâlvă minerii trecuți de vârsta tinereții. Ei spun că au auzit povestea prima dată când s-au încumetat să intre în subteran. Această poveste, spusă la gura minei, frumoasă precum poveștile depănate la gura sobei, vorbește despre un spirit care le-a arătat celor vrednici, dar nevoiași, încotro să sape ca să dea de filon și a pedepsit pe cei care au fost mânați în adâncuri, nu de nevoi, ci de dorința de înavuțire. Se spune că vâlva capătă cele mai felurite chipuri și că ea ademenea pe oameni în întunericul băii, fie ca o zână bună, fie ca o pedeapsă. Vâlva minelor, legendă și credință deopotrivă, este călăuza unor oameni cărora aurul le-a adus aproape de necrezut mai multă amărăciune decât bucurie. Oameni pricepuți să pipăie filonul cu privirea și să-l scoată la suprafață cu sudoarea frunții, aurarii, cum sunt ei numiți cel mai adesea. Oameni simpli din fire și cu credință în Dumnezeu, cum sunt mai toți locuitorii Apusenilor, suflete pentru care soarele pare să răsară din adins, ca să le răsplătească seninătatea. Da, într-adevăr, orice obiect, orice casă are o vâlvă, are ceva, ca să vă spun, numai un pic de experiență să vă spui. La mine acasă aceea am avut, cum a zis unul pe părete, ceasul de ai de zile și l-auzam tac, 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 l-auzam noaptea din somn. Două moment dat mi s-a stricat ceasul, s-a stricat și nu mai mărs. Dar totuși eu auzam pe acolo ceasul mărgând. Doamne, vă spun din suflet, vă spun că ceasul l-am auzit mult și bine l-am auzit că ceasul meu, dar ceasul știam că era s-a fost stricat și nu mai mergea. Dar totuși are și așa este și cu minile astea. Din spusele părinților mei de la moșii, de la strămoșii, spuneau că este vâlvă. Și spuneau de un om în etate, un om bătrân, țărac, amărât. S-o te ruga la Dumnezeu ca să dea Dumnezeu noroc și lui, ca să dea să descurce, că avea copii mulți, familie grea avea. 7-80 copii, cum eram atunci, cum a fost eu la părinții mei 10. Și s-o te ruga la Dumnezeu ca să dea Dumnezeu și lui noroc ca să capite au să se poate descurca în viață. O mărși la mine, și o dat găuri acolo, tă da, în repetate rândul, săptămâni, luni întregi, o tă da găuri acolo. La o vreme s-a trezit, a ieșit afară la gura mine de o mânca de amiază, că a dat niște găuri și a pușcat și a fost fum în mine. Acolo până a ieșit fum, a ieșit afară ca să mânce ceva din straiță. Și s-a trezit numai la gura mine că a venit numai un bărbec cu lână de aur și a apărut la gura mine. Și s-a luminat toată galeria, s-a luminat să vadă de s-a văzut pe galerie. Și bărbecul s-a dus până în fundul galeriei. Și omul s-a rugat la Dumnezeu, dacă e lucru bun, să-i ajute, iar dacă nu, fie voia lui, că și era om sărac. Și apoi s-a dus până în fundul galeriei, după ce a pușcat frontul, și apoi acolo a dat de aur mult, mult aur a dat. Vom vorbi despre însemnătatea acestei legende la Roșia Montană, o localitate aparte, așezată pe un munte de aur și argint, care a devenit de câteva vreme scena unor dispute fără precedent în județul Alba, după ce un mare concern canadian, Gabriel Resources Limited, a descoperit în zonă cel mai mare zăcământ din Europa și al doilea ca mărime din lume și s-a hotărât să-l scoată la suprafață cu încuvințarea statului român. Concernul s-a asociat cu partea română și au format împreună firma mixtă Roșia Montană Gold Corporation, în care partea canadiană deține controlul cu un procent de 80%, plătind pentru acest privilegiu 3 milioane de dolari statului, ca și concesiunea întregului perimetru cifrat la circa 400 de tone de aur,
și 1700 de tone de argint potrivit studiilor de prefezabilitate. Vâlva despre care vorbesc băștinașii s-a arătat unui român plecat de mult departe de țară, Frank Timiș, șeful acestei societăți străine de România. Mielul cu lână de aur, despre care povestește atât de frumos Moș Gheorghe George, i-a spus canadianului că la Roșia Montană este o mană cerească. Deja am pus să de principiu, vreau să văd dacă tot se va face și vom face ce vă promitem, dacă în final toată lumea va fi satisfăcută. Deci, dumneavoastră nu aveți de pierdut cu noi absolut nicio. Pentru că nimeni, nu trebuie să plăcem în casă, nu trebuie să plăcem unde este, până nu îi se dă ce i s-a promis. Necazul este că pentru a scoate aurul la suprafață, sătenii ar trebui să se mute de pe vatra satului ca să facă loc șantierului ce va urma. Numai puțin de 800 de gospodării, 138 de apartamente, câteva biserici și cimitire ar trebui să fie mutate în alt loc. Vestea a venit ca un blestem pentru săteni. Să plece din locul în care și-au înmormântat străbunii, din locul în care au spus pentru prima dată mamă. Cei mai legați de glie s-au opus și nu vor să audă nici acum de strămutare. Ei spun că vor să cinstească memoria străbunilor lor, care au ținut laurul de sub casă mai mult decât la copiilor. Chiar dacă scoaterea filonului la suprafață s-a făcut cu greu, cu sudoarea frunții, cu mijloace rudimentare, cu sapa și corfa, la fel ca pe vremea romanilor, aceștia din urmă fiind primii exploatatori în zonă potrivit documentelor vremii. Pentru ei un filon se considera cum ar fi acum pentru un băiat de 25 de ani și găsește o gagică frumoasă. Vă dați seama, era mândria. Sau cum ar fi dacă ați sta de vorbă cu un om care ar fi la vârsta de 70 de ani, de s-a crescut aici și are o părere de boi frumos la 1000 de chile, cât se mândrește el în târ și... Ei, așa era filonul pentru minerit. Când găseau un filon, pentru ei era o zi de Paște, o zi fierbinte, o zi care... le aducea bucuria, satisfacția muncii pe care o aveau și ei. Noi nu suntem împotriva lui niciun investitor. Noi nu suntem împotriva investitorilor, care ar fi el, de ce natură, autohton sau străin, nu ne interesează de unde vine. Dar investitorul, dacă odată venit în zona munților Apuțeni și în special în comuna Roșia Montană, trebuie să țină cont și de doleanțele comunității de aici. Deci noi acceptăm investitorul, dar nu oricum, cu niște proiecte care să nu conducă în final la strămutarea localității, care e o localitate, poate una dintre cele mai vechi localități din țară și poate și din Europa. Vă veți muta? Nici într-un caz. Noi niciodată nu vom pleca de aici. De aceea ne-am și organizat în asociația Alburnus Maior, aurarilor, și ne vom desfășura activitatea, vom lua legătură cu organismele internaționale și deja am și luat practic și noi nu vrem. Investitorul nu are decât să se conformeze cerințelor comunitare. Sătenii se opun exploatării cu înverșunarea omului care se vede pustiit după ce s-a obișnuit să trăiască o viață, cu gândul că sub casa lui se află o comoară. Un fel de speranță pentru mai târziu și o siguranță aparte pentru copiii copiilor lor. Firma investitoare vine cu mijloace moderne de exploatare a aurului, așa încât în câțiva ani va seca toată averea. În urma șantierului vor rămâne dealuri sterpe fără umbra brazilor și molizilor de acum, fără limpezimea lacurilor care înconjoară comuna, fără poveștile lui Moș Gheorghe George, fără vâlva minelor, fără suflet. Cel puțin așa cred aurarii și nimic nu-i poate convinge că lucrurile pot sta și altfel.